Birocrația, să știți că începe înainte de vânzare, se lovește foarte tare de ea și vânzătorul, pentru că presupunem că ați moștenit un apartament, că ăsta e cazul cel mai des întâlnit, presupunem că ați moștenit un apartament pe care l-au cumpărat părinții în anii 90 de la stat, părinții au decedat, trebuie să faceți succesiunea, pentru a face succesiunea după apartament trebuie să fie toți frații acasă, trebuie să obținute niște hârtii de pe la starea civilă, anexa 24 după părinți, apoi trebuie făcută documentația cadastrală, trebuie intabulat dreptul de proprietate, se poate intabula și pe defuncți, dar se poate intabula și după dezbaterea succesiunii pe noi proprietari, depinde de necesități. Și apoi, în momentul vânzării, vânzătorul are nevoie de un teanc de acte pentru a putea vinde. Deci are nevoie de actul de proprietate, de contractul de vânzare-cumpărare, sau de certificatul de moștenitor, de documentația cadastrală, de extrasul de carte funciară, de certificatul fiscal de la primărie și de adeverințe de la toți furnizorii de utilități, cum că nu există datorie, în speță asociația de proprietari, furnizorul de energie electrică și furnizorul de gaze naturale. La toate acestea, vă spuneam, se adaugă extrasul de carte funciară pe care îl cere notarul, se face contractul de vânzare-cumpărare și apoi, și certificatul energetic, mă scuzați că am omis, și apoi mingea se mută în terenul cumpărătorului. După ce se face contractul de vânzare-cumpărare, în aproximativ 10 zile se întorc de la cartea funciară actele cu intabularea deja făcută pe noul proprietar, care începe un adevărat maraton pentru schimbarea titularului, efectiv, peste tot pe unde e nevoie. Se începe cu primăria, cu direcția de taxe și impozite, unde dacă nu face schimbarea în 30 de zile, e pasibil să primească o amendă între 30 și 500 de lei. Apoi, trebuie să meargă la asociația de proprietari cu o copie după contractul de vânzare-cumpărare și cu copii după buletinele proprietarilor. Iar apoi trebuie să meargă la EON cu un teanc de acte. La EON sau la orice alt furnizor de energie electrică sau de gaze cu un teanc de acte. Adică, câte, nu știu sigur dacă mai țin minte corect sumele, dar sunt 3 sau 4 copii după fiecare dintre următoarele acte. Încheierea de actul de proprietate, încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară eliberat la intabulare, buletinul proprietarului, la gaz trebuie și o listă cu acordul vecinilor care au deja gaz separat, dacă vrea să se racordeze la rețeaua de gaz din scară, și eventual și acordul asociației în anumite situații. Și mai nou și la energie electrică. Deci vecinii ăștia ai mei au avut nevoie de acordul tuturor celor de pe scară că să se racordeze la energie electrică. Da, nu știu ce să vă zic. E prima dată când aud. La gaz știu cu siguranță că trebuie acordul vecinilor pentru că instalația de pe casa scării e făcută de locuitorii din scară. Nu e teoretic sau tehnic, ea nu este proprietatea furnizorului de gaze naturale, deși furnizorul de gaze naturale are dreptul să intervină la acea rețea oricând. Așa, la energie electrică știu că trebuie obținut în cazul în care imobilul a fost deconectat de la energie electrică, chiar a fost debranșat complet, trebuie obținut un aviz și costurile se pot ridica la destul de mult pentru că, și durează destul de mult, acel aviz, dacă apartamentul e deconectat de la energia electrică de 10-15 ani, acel aviz durează, obținerea acelui aviz durează 30 de zile. La fel ca în cazul unei construcții unei case noi. Lucru care, din nou, mi se pare absurd pentru că instalația electrică există până la ușa apartamentului. Doar că nu mai există contoarul și pentru montarea unui contoar nu e logic să dureze 30 de zile obținerea unui aviz. Dar din păcate asta e birocrația de care ne